pe YouTube! Bine ați revenit pe canalul meu Dolce Far Verde! Astăzi vom pregăti ceva... Carrot cake! Adică tort de morcovi! Ce este foarte interesant la această rețetă este faptul că nu conține zahăr prelucrat, nu conține făină, nu conține coloranți, conservanți, aditivi, nicio chestie de genul acesta. Conține doar ingrediente naturale și integrale. Și ce este și mai interesant este faptul că putem prepara acest tort imediat. Este super rapid. Este o rețetă simplă pe care o puteți face împreună cu cei dragi sau cu copiii. Eu zic să trecem la treabă. Baby. Vreți să vedeți mai de aproape? Tuturu tutu. Așa cum v-am promis, astăzi vă voi prezenta rețeta de carrot cake. Este o rețetă cu care am avut mare succes printre prieteni, colegii de muncă și familie. Este o rețetă super simplă și super rapidă. Promit! Ingredientele necesare sunt: pentru blat avem nevoie de nuci românești, curmale și, bineînțeles, morcov. Vom mai avea nevoie de făină de cocos. Dacă nu aveți la îndemână, puteți folosi făină din semințe de in sau chiar o puteți exclude de tot. Fulgi de cocos, scorțișoară, ghimbir, vanilie și nucșoară. Pentru prepararea blatului, introducem nucile în robotul de bucătărie și mixăm până ajungem la această consistență. Apoi adăugăm morcovul și vrum vrum din nou. Adăugăm și îndulcitorul nostru. Curmalele. Eu am folosit curmale de tip mejol, care sunt mai soft, mai moi. Acestea nu necesită neapărat hidratare. Dar dacă folosiți curmale normale, atunci cu siguranță trebuie să le hidratați în apă călduță aproximativ o oră. Adăugăm și condimentele și dăm drumul din nou la robot. Mixăm până ajungem la o compoziție omogenă și puțin umedă. Introducem și fulgii de cocos și, dacă este necesar, adăugăm și un strop de apă, așa cum am făcut eu. Mai adăugăm și făina de cocos pentru un extra kick. Și compoziția finală trebuie să arate cam așa. Toate ingredientele sunt bine incorporate. Tapetăm fundul formei de tort cu foaie de copt pentru a nu se lipi și introducem blatul în formă. Cu ajutorul degetelor sau cu o spatulă, aranjăm bine blatul. Punem pentru moment forma la frigider pentru că trecem la cremă. Într-un blender adăugăm caju, sirop de arțar, uleiul de cocos topit, neapărat, zeama de lămâie, vanilia și un vârf de sare. Blenduim până ce totul se transformă într-o minunată și cremoasă pastă de caju.
crema peste blat și o întindem pe cât de uniform posibil. Tortul pentru minim 2 ore sau peste noapte la congelator. Da, știu, trebuie să avem un pic de răbdare, dar credeți-mă că rezultatul va merita. Deci, după câteva ore de așteptare, scoatem gentil forma și... ta-da! Tortul nostru este gata! Ornăm tortul după pofta inimii, eu am ales să-l ornez cu puțină cacao, făină de cocos și fulgi de cocos. Pentru o extra nebunie de culoare, am adăugat și puțin morcov răzuit. Puteți folosi flori comestibile, acestea au un efect vizual minunat. Vă asigur că acest tort este magnific. Nu conține făină, nu conține zahăr prelucrat, este creat doar din ingrediente naturale și integrale. O variantă mult mai sănătoasă pe care o puteți oferi familiei, prietenilor și mai ales copiilor. Poftă bună!